Bună ziua tuturor! Domnule prim-ministru, vă felicit pentru preluarea guvernării și pot să vă spun că acum cu toții ne simțim mai bine cu o guvernare deschisă pentru rezolvarea adevăratelor probleme ale României. Domnule ministru Ciucă, vă felicit pentru preluarea mandatului. Domnule ministru, domnule general, sunteți probabil cel mai bun cunoscător al problemelor din acest minister și a tuturor problemelor legate de securitatea națională. Mulțumesc, domnule prim-ministru, că ați cooptat un adevărat specialist, un adevărat profesionist în echipa dumneavoastră guvernamentală pentru acest portofoliu de maximă importanță pentru România. Domnule ministru Leș, vă mulțumesc pentru munca depusă în mandatul dumneavoastră. Onorată asistență, Ministerul Apărării Naționale și dumneavoastră toți aveți o sarcină specială, o sarcină foarte grea pe care împreună trebuie să o îndeplinim cu excelență. Securitatea națională trebuie garantată cu orice preț. Și repet, cu orice preț. Știți foarte bine. Noi, toți împreună, dumneavoastră, cu conducerea Ministerului, cu Guvernul și cu mine, trebuie să garantăm românilor securitatea națională. Securitatea națională nu este negociabilă și securitatea națională nu are culoare politică. În acest sens, am abordat tematica încă de la începutul mandatului meu, când, spre surprinderea multor politicieni, i-am invitat să încheiem un pact național pentru securitatea națională, pact național care prevedea și prevede în continuare alocarea 2% din PIB pentru apărarea României. Și s-a realizat acest lucru. În CSAT am discutat și am hotărât care vor fi programele de achiziții, care vor fi programele de instruire și care va fi abordarea strategică a României pentru a garanta acest obiectiv vital pentru România, securitatea națională. În acest sens, domnule ministru, știți foarte bine care sunt prioritățile României în domeniul pe care îl veți gestiona. Am toată convingerea că vă veți implica pentru continuarea tuturor programelor de înzestrare, de instruire și de colaborare cu aliații pentru a atinge toate obiectivele propuse. Domnule prim-ministru, vă solicit întregul sprijin al dumneavoastră, al Guvernului României, pentru domnul ministru Ciucă și pentru problemele legate de securitatea națională. Domnule ministru, vă doresc mult succes în acest mandat și dumneavoastră vă solicit ferm să sprijiniți pe domnul ministru pentru a avea un mandat de succes care va fi de succes nu pentru un partid, nu pentru armată, ci pentru România.